1 Petru, capitolul al doilea, versetul cu numărul 1, zice așa. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, adică de invidie, de gelozie și de clevetire. Și este o poruncă dumnezeiască nu doar pentru noi, cei care suntem, nu la voia întâmplării în această dimineață, în locul acest, ci este o poruncă dumnezeiască pentru noi, pentru toți, de la mic la mare și de la mare la mic. 2000 de ani în urmă, când Domnul Iisus era pe pământ, la un moment dat a venit înaintea lui unul din Israel cu numele Natanael. Și a spus despre acest Natanael un cuvânt din care afară de frumos și din care afară de important pentru cei de atunci și pentru noi cei de astăzi, 2000 de ani mai târziu, în vremurile speciale în care ne se da să trăim, cum spuneau și preiubiții frase mai devreme. Iată într-adevăr un israelit în care nu este vicleșug. Ne rugăm din toată inima Domnului, ca Domnul în mila și în îndurarea Lui, să trimită peste noi, peste toți, Duhul care era peste Natanael. Și privind mai întâi în inima și în dreptul fraților, să poată spune, iată, într-adevăr, un israelit în care nu este vicleșug, și mai apoi privind și în inimile surorilor, să poată spune și despre dânsele, iată, într-adevăr, o israelită în care nu este vicleșug. Noi toți vrem să fim fericiți și eu vreau să fiu fericit. Și cuvântul Domnului zice, ferice de omul în duhul căruia nu este vicleșug, nu este viclenie. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, adică invidie, gelozie și de clevetire. Și cum spunea cuvântul binecuvântat al cântării, dacă am fost o luare minte, Doamne, vreau să slujesc cât voi trăi. Și versul următor zice, să-ți urmez în fiecare zi. Creștini suntem nu dacă venim la biserică, creștini suntem dacă îl urmăm cu adevărat pe Dumnezeul, pe Domnul și pe Mântuitorul nostru Iisus. Amin. Să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta de mare har. Un cuvânt care îmi doresc mult să ajungă și la inima copiilor și la inima tinerilor, la inima celor maturi, la inimile celor care înțeleg bine românește și la inimile celor care nu înțeleg neapărat bine românește. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul cu numărul 28. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul cu numărul 28, unde cuvântul Domnului zice așa. Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Vom intitula cuvântul de predică O viață de slujire. Cei mai fericiți, cei mai binecuvântați și cei mai împliniți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Cei mai fericiți, cei mai binecuvântați și cei mai împliniți oameni de pe pământ sunt oamenii care trăiesc întâi și întâi de toate pentru alții, pentru cei pe care nu la voia întâmplării îi așează Dumnezeu împrejurul lor. Filipeni, capitolul al doilea, începând cu versetul 3, iarăși cuvântul Domnului ne poruncește și zice așa, nu faceți nimic din duhă de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși, fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, și cum ne-a vorbit Domnul în chip minunat în această dimineață și prin preiubitul frate Alin și prin preiubitul frate Victor și prin ceilalți frați, zice să avem în noi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci el să slujească
și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus este exemplul nostru suprem. El a venit și ne-a slujit în chipul cel mai minunat cu putință și prin nașterea Lui, și prin copilăria Lui, tinerețea Lui, viața Lui sublimă, învățăturile Lui sublime, minunile și semnele pe care le-a făcut când era printre noi pe pământ, minunile și semnele pe care le-a făcut și pe care le face și după ce s-a înălțat din mijlocul nostru la cer, în slavă, la Dumnezeu. Ne-a slujit în chipul cel mai minunat cu putință și prin patimile Lui, prin răsignirea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer și ne slujește tot timpul în chipul cel mai minunat cu putință, pregătind loc și pentru noi, cei care îl iubim în cerul binecuvântat, și mijlocind pentru noi zi și noapte. Noi am fost creați pentru o viață de slujire, nu ca să-i dominăm, să-i controlăm sau să-i manipulăm pe cei din jur. Cei mai fericiți oameni, cei mai împliniți sunt oamenii care trăiesc pentru a le sluji celorlalți, înaintea Domnului, din partea Domnului și prin Domnul. Domnul Iisus este cel mai fericit între miliardele care au trăit pe pământ de-a lungul miilor de ani. Cât a fost printre noi și a pus toate darurile în folosul nostru. De aceea spune Biblia despre El că va vedea o sămânță de urmași și sufletul Lui se va înviora. Pentru că nu s-a autoadorat, este adorat și urmat și în generația noastră de milioane și milioane de oameni care nu doar că îi urmează, nu doar că îl iubesc, dar îi și slujesc în umilință și cu scumpătate. Noi am fost creați pentru a sluji, nu pentru a-i domina Lui, pentru a-i controla sau pentru a-i manipula pe cei din jur și cu atât mai puțin pentru a-i teroriza. Când spunea un păstor într-o adunare, să știi că nu sunt teroriști doar în Orient sau în alte locuri de pe pământ, sunt teroriști și prin familiile noastre și sunt teroriști și prin adunările noastre. Nu sunt decât două realități în viața fiecărui om, și anume împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii, adică Dumnezeu și Satan și noi prin ceea ce facem, ne legăm fie de o autoritate, fie de cealaltă. Tot în cuvântul acesta Domnul Iisus ne spune, neamurile și domnitorii neamurilor poruncesc cu stăpânire, dar între voi să nu fie așa. Cine dintre voi vrea să fie mare sau cel mai mare să fie robul, adică să fie slujitorul tuturor? Conducător este cel care slujește cel mai mult. Cine dintre voi vrea să fie cel mai mare și eu vreau să fiu cel mai mare, zice să fie robul, să fie slujitorul tuturor. Domnitorii neamurilor poruncesc cu stăpânire. Când în familie soțul poruncește cu stăpânire soției, nu este de la Dumnezeu, este de la cel rău. Când soția poruncește cu stăpânire soțului, nu este de la Dumnezeu, este de la cel rău. Când părinții poruncesc cu stăpânire, când copiii poruncesc cu stăpânire, când în adunare poruncim cu stăpânire unii celorlalți, nu suntem de la Dumnezeu, că suntem de la cel rău. Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci el să slujească și în al doilea rând, sau în felul acesta, și ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Măreția unui om vine din slujire. Fii slujitorul tuturor. În asta constă adevărata putere. De aici vine, de aici rezidă adevărata putere. Cel mai mare har și cel mai mare dar să fim între robii și robele Domnului. Cea mai înaltă chemare și cea mai mare, cea mai însemnată demnitate. De la un capăt la celălalt, Biblia vorbește despre toți cei care, bărbați sau femei, tineri sau oameni maturi, au slujit în chipul cel mai minunat cu putință celui preanalt
Și în felul acesta, semenilor lor, robul meu, robul meu, robul meu, roaba mea, roaba mea, și așa mai departe. S-a făcut pomenire, cântarea Mariei, cântarea Anei, cântarea Elisavetei și așa mai departe. Păi Ana la templu, în rugăciune ei, de trei ori spune, roaba ta, roaba ta, roaba ta. Și Dumnezeu spune despre fratele nostru Iov, zice, robul meu. Și după aceea identitatea Mariei, zice, iată roaba Domnului, și apostolii, robii Domnului și frații noștri, pentru care suntem foarte recunoscători celui preanalt, robului Hristos și iarăși robului Hristos. Noi slujim cu adevărat lui Dumnezeu când facem din El principala preocupare a vieții noastre. Și așa cum foarte bine s-a amintit mai devreme, viața de slujire are în vedere o relație pe verticală cu Dumnezeu, Creatorul celor văzute și nevăzute, și o relație pe orizontală cu semenii noștri creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Spune Psalmul cu numărul 100, versetul 2, slujiți Domnului cu bucurie, iar Apostolul Pavel, între altele, scriindu-le Galatenilor în Galateni 5:13, slujiți-vă unii altora în dragoste. Și iarăși Apostolul Petru întărește și zice, fiecare dar să slujească altora după darul pe care l-a primit. Noi putem sluji fără să iubim, dar nu putem iubi fără să slujim. Nimeni care iubește cu adevărat și pe Dumnezeu și care își iubește cu adevărat și semenii în familie, că de acolo începe adevărata pocăință și mântuire, după aceea în familia cea mare care este biserica și în mijlocul semenilor, nimeni care pretinde că iubește cu adevărat nu poate să iubească fără să slujească. Măreția unui om vine din slujire, fii slujitorul tuturor. Dumnezeu nu caută oameni cu un coeficient înalt de inteligență sau cu educație aleasă sau cu instrucție înaltă pentru actul slujirii, măcar că toate aceste lucruri, fără îndoială că și-au locul și însemnătatea lor. Pentru o viață de slujire, Dumnezeu caută oameni dăruiți, caută oameni devotați, caută oameni de caracter. Și Dumnezeu nu este interesat întâi de toate de ceea ce facem, cât mai cu seamă de felul în care facem ceea ce facem. Spune un proverb în limba franceză, le façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, adică felul în care dăm face mai mult decât ceea ce dăm. În Coloseni, capitolul al treilea, versetele 24-25, și putem să adăugăm și versetul 26, fără îndoială, cuvântul Domnului zice, orice ce faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Putem să afișăm versetele? Coloseni, capitolul al treilea, versetele 24-25 și 26. Dumnezeu să fie gândit că dacă eu le știu oricum pe de rost, n-are rost să le mai afișeze, dar le afișează și pentru mine și le afișează pentru orice cine. Ce înseamnă cu toată inima? Înseamnă iubind și fiind foarte sensibil și atenți la nevoile celor din jur. Și versetul următor zice, și versetul următor zice 25, ca unii care știți că veți primi plata, nu? Că veți primi plata de la Domnul, răsplata moșenirii. Voi slujiți Domnului Hristos, și acum foarte mare atenție, căci cine umblă cu sâmbătate își va primi plata după sâmbătatea pe care a făcut-o, așa nu se are în vedere fața omului. Amin. Un predicator însemnat aici în America, nu-i pomenesc numele, zeci de ani în urmă, între altele, spunea, și măturător să fii la New York, de să fii măturător de nota 10. Și dacă cineva de pe pământ sau din cer venind în urma ta după ce ai măturat ce ți-a fost rânduit să mături, se poate spune cu adevărat în locul acesta mătură unul care cunoaște pe Dumnezeu, iubește pe Dumnezeu
și slujește lui Dumnezeu. Orice ce facem, să facem din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, ca unii care știm că primim răsplata moșenirii, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Noi să slujim Domnului Iisus. Și acum să vă spun un cuvânt de pildă, o povestioare care are un tâlc foarte adânc, chiar dacă pare și ușor amuzantă. Spune că un săran, un fermier, avea un bou și un cal cu care se ajuta la muncile de zi cu zi și cu precădere la munca, cum spunem noi, munca câmpului. Și într-o dimineață boul îi spune calului: hai să ne prefacem că suntem bolnavi, să mai avem și noi o zi de odihnă. Și calul îi spune: eu nu pot face așa ceva, stăpânul are foarte mult de lucru astăzi. Zis și făcut. Boul s-a prefăcut bolnav, a primit nutreț proaspăt din mâna stăpânului și grăunții și a rămas să se odihnească. Când au venit seara, stăpânul și calul, boul a întrebat calul: cum ți-a fost ziua de astăzi? Așa și așa. A spus stăpânul ceva de mine? Nu, zice, n-a spus nimic. A doua zi boul s-a prefăcut iarăși că este bolnav, a primit nutreț proaspăt și grăunțe și seara când s-au întors, stăpânul și calul, boul iarăși a întrebat: cum ți-a fost ziua? Așa, 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 așa. A spus ceva stăpânul de mine? Și calul zice: n-a spus nimic, dar la întoarcere pe drum spre casă a intrat la măcelar. Și nu știu ce-o fi vorbit cu el, atâta doar că au vorbit pe îndelet. Cred că ați înțeles. Este o pildă amuzantă și nu este deloc amuzantă. Ar trebui să intre groaza și să intre spaima în noi, în fiecare, de la mare la mic și de la mic la mare. În Ioan, în capitolul 15, încă de la început, cuvântul Domnului spune: Domnul Iisus zice: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și Tatăl meu este vier. Mlădița care aduce roadă, Tatăl meu o taie, o curățește ca să aducă mai multă roadă. Dar mlădița care se usucă, Tatăl meu o taie și o aruncă în foc. Vă vorbește Domnul în această dimineață? Nu doar păcatul ne desparte de Dumnezeu, nu doar nemulțumirea, cârtirea și altele de felul acesta, ci și confortul și comoditatea. Cuvântul Domnului spune: rob viclean și leneș, luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. În fiecare biserică nu există decât două categorii de robi: robi buni și credincioși, robi viclean și leneș. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Spunea preiubitul frate Alin că trebuie să-L pomenesc și pe Dumnezeu neapărat. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne cerceteze inimile și să plecăm din locul acesta toți deopotrivă într-o stare după voia lui Dumnezeu. Există două feluri de tăiere. Tăiere în trup și o să produce mai mult rod, mai multă roadă, și tăiere din trup. Să ne ferească Dumnezeu de tăierea din trup și să ne dorim mereu și mereu și din toată inima curățirea, adică tăierea în trup, ca să rodim tot mai mult și tot mai bine și pentru slava lui Dumnezeu și pentru folosul celor din jur și în felul acesta pentru înaintarea noastră cum se cuvine pe calea credinții. Și eu despre o soră minunată în România, într-o biserică, a dat mărturie cum la un moment dat Dumnezeu a trimis peste dumneiei un foarte mare dar de binecuvântare și anume cancer de piele. S-au rugat în familie, au postit, s-a rugat și biserica, a postit și biserica, a umblat din medic în medic, din spital în spital și n-a fost nicio rezolvat. Dar la un moment dat a primit un telefon de la un frate din Germania și fratele acesta i-a spus sorii noastre minunate așa: Domnul mi-a făcut de cunoscut că trebuie să te pocăiești de un păcat și după ce te vei pocăi de păcatul acesta, El își va întinde mâna și va aduce binecuvântare, va aduce vindecare. Care este păcatul de care trebuie să mă pocăiesc? A întrebat sor. Și fratele îi spune: trebuie să te pocăiești
de faptul că n-ai fost supusă soțului dumitale în dragoste. Și femeia s-a pocăit înaintea Domnului, iartă-mă săpâne, și iarăși iartă-mă, și iarăși iartă-mă, și a venit darul binecuvântat al vindecării. Și Dumnezeu mi-a mărturisit mie și după aceea am dus-o și înaintea altora să dea mărturie și am încurajat-o poruncindu-i peste tot unde îți va călca talpa piciorului de aici mai departe să mărturisești lucrarea aceasta care este extrem de importantă, nu doar pentru soror, ci pentru noi toți deopotrivă. Și sora zice așa, eu am văzut în casa familiei mele cum mama era supusă soțului ei. Și după aceea am auzit atâtea predici la biserică, nevestelor, fi supuse bărbaților voștri. Și după aceea și la nunta noastră s-a predicat de aici, că dacă predicăm noi bărbații, ne-ar trebui să predicăm neapărat nevestelor, voi să fiți supuse bărbaților. Și zice, soțul meu este aici, este martor și poate să dea mărturie că am fost toată viața supus. Dar am descoperit prin harul Domnului că este o deosebire ca de la cer la pământ. Să-i fi supusă soțului, pentru că așa spune în Biblie sau așa se predică de la ambon, sau să-i fi supusă soțului în dragoste, cred că ați înțeles. Slujiți-vă unii altora în dragoste și mai apoi zice să slujim Domnului cu bucurie. În Exodul, capitolul 23, versetul cu numărul 25, cuvântul Domnului, o altă poruncă minunată, zice, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Asta e partea noastră. Și El, zice, vă va binecuvânta pâinea și apele și voi alunga boala, zice, din mijlocul tău. Sunt fel și fel de boli în viețile noastre, în inimile noastre, mințile noastre, trupurile noastre, în familie, în adunare, tocmai pentru că nu slujim Domnului cu bucurie și nu ne slujim unii altora în dragoste. Măreția unui om vine din slujire. Fii slujitorul tuturor, începând cu cei din familie, cu cei din biserică și neapărat și în mijlocul semenilor, în locul și în starea în care ne rânduie Stăpânul pentru o vreme, nu la voia întâmplării, ca să fim peste tot deopotrivă exemple, adică lumini și sare. Când noi binecuvântăm pe Dumnezeu, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Când noi slujim lui Dumnezeu, Dumnezeu ne slujește nouă. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El va binecuvânta pâinea și apele și zice, voi alunga boala din mijlocul tău. Din propria experiență și din experiențele altora, ca unul care prin durarea Domnului alerg din loc în loc de zeci de ani și la sat și la oraș, biserici de un fel și biserici de un alt fel. Când noi, mulțumitori, slujim mereu și mereu cu bucurie și din dragoste semenilor noștri, starea aceasta ne păstrează tineri până la moarte. De la când într-una și într-una bombănim, și trăim în chip meschin și egoist, eu mie și ale mele și ale și eu mie și ale mele, starea aceasta ne îmbătrânește înainte de vreme și ne grăbește moarte. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi alunga boala din mijlocul tău, fie că este vorba despre o boală spirituală, despre o boală psihică, despre o boală trupească și așa mai departe. Și a slujit lui Dumnezeu nu înseamnă să mai aici pe platformă în adunare, cântăm bine, recităm bine, predicăm bine și așa mai departe. Este ceea ce facem dincolo de platformă unde căutăm să ne străduim și să slujim cât mai bine cu putință și așa mai departe. Dincolo de platformă, cu viața pe care o trăim și la vedere și în taină și înaintea celui preanalt și înaintea semenilor deopotrivă. Minunea minunilor, Dumnezeu, Creatorul celor văzute și nevăzute, Stăpânul Universului, nu obligă pe nimeni nici să-i urmeze și nici să-i slujească. Dar noi din dragoste pentru El, pentru ceea ce a făcut El pentru noi, pentru ceea ce face El mereu și mereu pentru noi și pentru ceea ce este El pentru noi, ne punem la inimă și vrem să-i slujim Lui
Vrem să slujim Evangheliei, vrem să slujim împărăției lui Dumnezeu, să facem și noi ceva bun, frumos și folositor pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, în felul acesta făcând ceva bun și din care fără de folositor pentru noi înșine. Spune în Evanghelia după Marcu, în capitolul al doilea, este o parte atât de minunată de Scripturi intitulată Vindecarea unui slăbănog, adică unui paralitic, care a fost adus la Domnul Iisus, la locul miracolului, zice, purtat de patru inși, minunea minunilor, credința care îi poartă pe alții, credința care îi poartă la Iisus, la locul miracolului, pe cei care nu se pot purta pe ei înșiși din diferite motive. Acum, cum se spunea și mai devreme, care medicare, asta să arate bine, să fie musculos, să fie fălos. Păi dacă vrei să faci mușchi, nu trebuie să te duci mereu și mereu la gym. Te apleci, ridici pe cel care nu se poate ridica și o să vezi ce mușchi frumoși faci. Și după aceea ajungi pe unul care este mai slăbuț, mai neputincios, să urce și el tot mai mult muntele binecuvântat al credinței și urci împreună cu el. Și când ajungi împreună cu el pe munte, acolo este liniște, aerul este curat și după aceea te bucuri și de privilegiile minunate pe care ți le duce Dumnezeu înainte. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească și în al doilea rând ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și în Ioan capitolul 20 și 1 versetele 15, 16 și 16, 17, Domnul Iisus și fratele nostru era, să zic, năzdrăvanul Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubesc și mai mult decât ceilalți. Da, Doamne, te iubesc. Paște mielușeii mei, ai mei și noi tăi. Și vine a doua întrebare, dacă de trei ori s-a lepădat de Domnul, de trei ori Domnul trebuia să se aplece, să-i speli iarăși picioarele ca să fie curat de tot. Și vine a doua întrebare, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Paște oițele mele, nu ale tale. Și vine a treia întrebare, și acum el curat de tot zice, Doamne, Tu toate le știi. E, paște oile mele. Și acest minunat slujitor al Domnului, fratele nostru Petru, spune aici în Cartea Sfântă, în amândouă epistole, și acum ce s-a citit înseamnă același lucru, zice să părsărim turma lui Hristos de bunăvoie și nu de sil, și neapărat cu lepădare de sine, nu ca și când ne-ar fi căzut la împărțea. Esența vieții de slujire este lepădarea de sine. Nu mai sunt eu important, este Dumnezeu important. Esența vieții de slujire este lepădarea de sine. Nu mai sunt eu important, sunt importanți ceilalți. Frumoasa mea nevastă, soțul meu, copiii mei, părinții mei, frații mei, aici în adunare, în mijlocul semenilor și așa mai departe. Ce vrea să spune cuvântul acesta? Mă iubești, mă iubești și iarăși mă iubești. Cu alte cuvinte, iubește-mă pe mine și slujește fraților tăi. Și iarăși cu alte cuvinte, iubește-i pe frații tăi slujindu-mi mie. Aici este secretul biruinței de dragul Domnului Iisus, să iubim pe frații noștri și să le slujim și mai apoi de dragul fraților să-L iubim pe Domnul Iisus și să le slujim. Cum adică de dragul fraților? Păi frații și surorile sunt minunea lui Dumnezeu printre oameni pe pământul acest. Ce n-am face noi? Ce s-ar face fratele Corneliu dacă n-ar fi oameni în adunare, dacă n-ar fi frați, dacă n-ar fi surori? Minunea minunilor pentru noi, pentru toți, nu doar pentru noi doi, ci pentru toți deopotrivă. Așa să ne uităm la frați, așa să ne uităm la surori, ca un mare dar și ca o mare binecuvântare, dar primită din cer, din mâna celui preanalt. Frați și surori care au fost câștigați cu preț de sânge, sânge de obârșie divină, mântuirea este cel mai mare dar pentru care s-a plătit cel mai mare preț. Măreția unui om vine din slujire. De aceea spune în Matei, în capitolul al 7, începând cu versetul 21, cuvântul Domnului, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, să iese duhul de religiozitate. Și la asta parcă nu le-ar întrece nimeni, Doamne, 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 Doamne.
Nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Și după aceea vine un cuvânt care ar trebui să cerceteze foarte adânc inimile și viețile noastre ale tuturor. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, mulți înseamnă mulți, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legi. Ne folosim de numele Domnului ca să ne promovăm pe noi și să promovăm interesele noastre de un fel sau de un alt. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. Fără lepădare de sine, noi nu putem sluji cu adevărat nici Domnului și nici semenilor noștri. Noi am fost creați pentru a sluji, nu pentru a-i domina, nu pentru a-i controla și nu pentru a-i manipula pe cei din jur, nu pentru a ne folosi de ei. Cei mai fericiți, cei mai binecuvântați și cei mai împliniți oameni de pe pământ sunt oamenii care trăiesc slujind cu bucurie Domnului și neapărat în dragoste și celor din jur, semenilor lor. Cine dă, lui își dă și cine face, lui își face. Fratele nostru minunat Daniel, de care ne este dor și pe care vrem să-l întâlnim la vremea hotărâtă în cerul preanalt, și mai apoi să-i dăm și o sărutare frățească, românească, vi puteți să adăugați și una americanească, ne este o pildă excepțională în tot ceea ce înseamnă viața de slujire. Vine împăratul la groapa cu lei și pune o întrebare. A putut Domnul Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat? Ăsta este scutul credinței. Toată viața noastră să fie o viață pusă în slujba Domnului. Mare caracter, excepțional caracter, omul care slujește necurmatului Dumnezeu. Și Apostolul Pavel întărește și zice, slujiți Domnului și nu pântecelui. Iar în Efeseni, capitolul al șaselea, versetele cu numărul 6 și 7, și cu asta, prin durarea Domnului, eu voi opri vorbirea, dar Duhul Domnului nu se oprește aici, El vorbește mai departe, mai departe, celor cu urechi de auzit, cu inimă de primit, flămânți și însetați după neprihănirea lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul al șaselea, versetele 6 și 7, fraților iubiți, unde Biblia ne spune cât este de periculos ca noi să fim sclavii părerilor oamenilor. Sunt oameni a căror fericire sau intensitate a fericirii depinde de părerile celor din jur. Dacă cei din jur zic așa, ce fericire. Dar dacă cei din jur zic altcumva sau zic, nu zic deloc, s-a terminat cu fericire. Asta este o chestiune din care afară de periculoasă. Când noi slujim Domnului Iisus, suntem liberi de această sclavie, de această dependență, de această robie nemaipomenit. Noi să slujim cu toată inima Domnul Iisus, de la El vine răsplătirea și pe pământ și după aceea și în veșnicie. Ceea ce spune El este cu adevărat important. Ce spun semenii noștri, Dumnezeu cu milă și cu îndurare. Și să slujim cu toată inima, fără să ne uităm în urmă, să vedem cine ce spune și cine ce face în urma celor pe care le facem noi. Hai să citim Efeseni, capitolul 6, verset. Zice, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robei lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Amin, biserică? Mărire Domnului. Și versetul următor zice, slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu ca oamenilor. Și în lucrurile mici și în lucrurile mari, în orice loc și în orice împrejurare de viață și acum și în vecii vecilor. Amin.